Caz șocant în Mehedinți. Ieri seară, pe centura ocolitoare a municipiului, a fost găsit trupul neînsuflețit al unui bărbat. Cauzele și împrejurările în care s-a produs acest incident sunt misterioase. Atenție, urmează detalii și informații care vă pot afecta emoțional. O persoană a fost găsită ieri seara, decedată în șanț pe centura ocolitoare a Severinului. Cadavrul găsit se pare că ar fi al unui bărbat de 35 de ani, dar dispărut de familie. Ultima dată a fost văzut la concubina acestuia în Cerneți, iar din momentul acela nu a mai fost de găsit. La fața locului s-a deplasat o echipă operativă complexă a poliției pentru efectuarea cercetărilor. Anchetatorii iau în calcul mai multe piste. Persoana în cauză decedase cu cel puțin 2 zile înainte de a fi găsită. Cadavrul a fost descoperit de o femeie. Una dintre cauzele probabile ale decesului ar fi un accident rutier. În această seară, pe centura ocolitoare a municipiului Drobeta Tunu Severin, a fost găsit cadavrul unui bărbat. La fața locului s-a deplasat o echipă complexă a poliției pentru efectuarea verificărilor. Cadavrul a fost ridicat și transportat la morgă pentru efectuarea necropsiei. În cauză se continuă cercetările pentru stabilirea tuturor aspectelor care au condus la producerea acestui eveniment.